Discuții la miezii din nou în direct, în așteptarea primei confruntări, întâlniri a coaliției. Ora 17, astăzi, după scandalul revocării lui Vlad Voiculescu, a văzut deja susținere totală pentru Florin Câțu, zero cedare, concluzia întâlnirii liberalilor din prima parte a zilei și orice ministru care va critica, va vorbi în termen dur despre premier, pleacă acasă. Înseamnă că nu mai vrea să fie în guvern. E explicația lui Ludovic Orban. Florin Negruțiu, invitatul nostru la această oră. Florin, te salut. Mulțumesc că ești cu noi. Acum, întrebarea care rămâne este, desigur, ori depăși oamenii ăștia și această criză, mai mult emoțională, spune Ludovic Orban, fără experiență oamenii, dar totuși, va funcționa, va exista această coaliție după ce ți-ai aruncat săgeți și ai tras cu baioneta, mai merge? Să știi că spune multe despre un om felul în care pleacă sau felul în care se desparte. Unii aleg să se despartă demn. Fie că vorbim despre o relație de cuplu, fie că vorbim despre o relație de muncă, unii pleacă fără scandal, lăsând loc de bună ziua. Și o parte și cealaltă. Alții pleacă cu poalele în cap, nu? Cum vedem în aceste zile? Că te întrebi, domnule, ce au ei de împărțit? De ce au ajuns așa? Și cum funcționau lucrurile dacă ei aleg să se despartă așa? Cum au funcționat în lunile astea? Păi cam așa au funcționat lucrurile, din păcate, în coaliție. Cam așa se poartă discuțiile. Astăzi au ajuns la faza de numărat lingurile și furculițele. Împart vesela. Vesela de la mama, nu? Sunt ale mele, ba sunt ale mele. Îi se reproșează acum lui Vlad Voiculescu că n-a avut dosar cu șină, că n-a cunoscut procedurile când a înregistrat un document, ca și când lucrurile astea ar avea o importanță de asta crucială. Nu ce spune Vlad Voiculescu, că sunt mai mulți morți de COVID decât în realitate, ci felul ăsta, pe procedură. Vor să-l îngroape pe procedură. Acum, în ultima oră, am văzut că au mai descoperit ceva, că a publicat în Monitorul Oficial datele unor medici cu numărul de telefon și așa mai departe. Și cam urâtă despărțirea dintre premierul Câțu și ministrul Vlad Voiculescu. E drept că domnul Voiculescu este cheia sau era cheia de tensionării acestui conflict din coaliție. Putea să iasă domnul Voiculescu și să spună, este nedrept că am fost schimbat din funcție, nu sunt de acord cu motivele invocate de premierul Câțu, dar înțeleg că este șeful guvernului, că este în puterea lui, în prerogativa lui să schimbe orice ministru dorește și pentru binele reformei și al coaliției, îi rog pe șefii coaliției să se înțeleagă, să numească un nou ministru, pentru că situația este gravă în România, situația în sănătate este gravă și nu avem nevoie de un conflict politic care să se suprapună peste criza sanitară. Deci o criză politică suprapusă peste criza sanitară. Și atunci s-ar fi închis acolo discuția. Cei de la USR sunt în momentul acesta în următoarea situație. Există o expresie în engleză, not to lose face. Este o realitate în multe culturi, în special în zona Asiei, să nu ieși prost dintr-un conflict, să nu pierzi demnitatea, să nu pari slab, da? Să nu te dezonoreze acel conflict. Chiar dacă pierzi o partidă, să nu pleci în dezonoare. Asta face acum USR Plus, este într-o situație practic imposibilă, s-a băgat în colț, în colțul ringului, nu are ce să facă, nu poate să rupă coaliția și atunci vine cu propunerea asta să-i retrage în sprijinul premierului, adică să schimbăm premierul, ceea ce este imposibil să facem în momentul ăsta, pentru că cei de la PNL nu doresc lucrul ăsta. Deci, singurul care putea să detensioneze situația ar fi fost Vlad Voiculescu, în primul moment, dacă adopta discursul ăsta și nu ieșea la atac împotriva premierului Câțu. Asta înseamnă că și dacă vor depăși acest moment, coaliția funcționa la fel. Acum, mai devreme sau mai târziu vor apărea, ați văzut astăzi din nou. S-ar putea să funcționeze și mai prost. Noi am avut un fel de război rece, nu? Cred că se vor înțelege de data asta. Vor depăși momentul, pentru că
Nu există alternativă, nu poți să aduci PSD-ul la guvernare. Dar probabil vom avea în următoarele luni un fel de pace rece, nu? Între PNL și USR. Până la următoarea explozie. Până la următoarea explozie. Ultimul minut, cu oamenii mai vorbește cineva? Cu cei afectați de COVID-19, cu cei internați în aceste zile? Grup de lucru care va verifica grupul de lucru, dacă a făcut ce a făcut grupul de lucru și așa mai departe. E noua metodă administrativă, cred că. Și mai e ceva, acest metod de comunicare cu plicul. Am semnat de primire, n-am semnat de primire. Oamenii mai înțeleg ceva? Mai vorbește cineva cu ei? Da, este haosul ăsta de la sus, de la vârf, de la guvernare. N-are nimic de a face cu ce se întâmplă la firul ierbii. Uite, o informație foarte importantă despre care speram să vorbească cei de la guvern, pentru că este îngrijorătoare. Se apropie momentul în care vom avea mai multe doze decât doritori, doze de vaccin. Mai sunt 200 și ceva de mii de doritori și 170.000 de locuri libere. Într-o săptămână și jumătate vom alerga cu vaccinul după oameni, să-i vaccinăm. Nu? Se gândește guvernul la o strategie de comunicare, la o strategie de acțiune, cum să te duci în grupurile țintă, la țară, la tineri, la muncitori industriali și așa mai departe. Cred că asta ar trebui să fie în acest moment principala preocupare a guvernului Câțu, care dorește să treacă țara prin pandemie. A spus-o premierul, soluția este, da, să ajungem la 60% vaccinare. În momentul ăsta, obiectivul ăsta este prea îndepărtat în condițiile în care populația nu dorește să se vaccineze sau numărul de doritori este în continuă scădere. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru comentariul tău.